poți să turi la infinit despre lucrurile acestea, da? Dar știu că fiecare video să te ajute. Special dacă asculti de mai multe ori. Da, uite, îmi faci views-uri mie, dar măcar te ajută cu ceva. Da? Eu știu sigur că te ajută. Ce aș fi vrut eu să... Ce moț am. Dar nu reușesc să fac părul niciodată să stea cu trebuie. Asta este. Dacă îl spăl de pe o zi pe alta, tot se face așa. Merge. Da? Și vreau să înțelegi ce te ajută pe tine cu adevărat să avansezi în desen. Și foarte simplu. Era o teorie care zicea că înveți o treime, deci o treime înveți de la profesor, o treime înveți din studiu propriu și o treime înveți de aceilași din jur. Da? Dar adevărul adevărat e că am tot uitat în stânga, în dreapta, peste tot. Nu. Nu rezistă pe termen lung. Profesorul nu se te învețe decât cât se poate să te învețe sau cât știe să te învețe. Da, m-am blocat de multe ori în chestia aceasta, da? Tot de tine depinde, cumva. Eu te învăța desenul de arhitectură și știu că trebuie să știi. Punct. Și merge. Numai că desenul de arhitectură nu acoperă tot procesul, da? Unii dintre voi vreți să știți ce urmează după asta, cu proiectarea, cu... Asta e ceva foarte, foarte subtil cu atelierul, cu proiectarea, fiindcă depinde foarte mult de facultatea pe care vrei să urmezi. Eu pot să te învăț și să faci proiecțiile, dar nu o să te ajute, fiindcă nu o să fie conform ce ți se cere la facultatea respectivă. O să fie ceva în plus care, la un moment dat, o să-ți prindă de bine. Da? Până acolo, da? Bun, revenim. Cum înveți? Deci de la profesor, nu. De la colegi, nu prea. Nu prea, adică dacă sunt colegi care sunt buni, te motivează un pic, de acord? Dacă sunt colegi care sunt slabi, nu știu. Eu nu prea m-am dezobișnuit complet să simt lucrurile așa, tot de tine depinde. Ce o să te ajute să înveți ce mai multe, tu să te treci prin procesul acela de geneză neurală în care se creează conexiuni neurale noi. Și acestea cum se creează? Eu îi zic prăjeală, da? Dar nu vreau să se interpreteze, da? Că îi zic altceva. Îi zic prăjeală, că la litera am simțit că creierul ți-a foc, da? Fiindcă la litera se creează gânduri care n-au mai existat până atunci. Și când acele gânduri se creează, cum se creează? Un proces foarte intens de desen. Dar poți să desenezi 100 de planșe, să desenezi degeaba. Asta e foarte dureros. Sunt mulți oameni care își trăiesc așa viața. De ce? Nu știu. Dar poți să faci opusul, să tragi la fiecare planșă și să te prăjești. Dacă faci asta, o să simți. O să simți când vine o parte a planșei care nu-ți place în felul ăla. E dacă tu prinzi acele momentele și le, unul după altul le cumva încurajezi să se întâmple într-o limită, fiindcă la un moment dat o să o găsești foarte, foarte mult, o să desenezi și 3 ore pe zi și tu o să avansezi foarte, foarte mult. 3 ore pe zi oricum e suficient. Dar cu atitudinea aceasta care zic, se meargă foarte bine. Dar așa că renunță la ideea că colectivul te ajută foarte mult sau da? Nici profesorul în cei din nu poate să te ajute. Da? Trebuie tu neapărat să treci prin episodul ăsta de prăjeală, da? De genesă neurală intensivă. Bun, spor la desen.